Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Magazin Folcloric. Suntem Paula Nanie și Andreea Haisan și vă spunem bun venit și în această duminică. Este încă soare, este cald, așa că noi ne facem datoria și suntem alături de dumneavoastră duminică de la ora 14 pe Trinitas TV. Dar să nu mai zăbovim mult și să dăm start emisiunii Magazin Folcloric. Și când la joc să adună mai, neamul meu cu voi e bună. Unde lumea joacă, glasul merge strună, fără rușini, dar îmi place când la joc să adună mai, neamul meu cu voi e bună. Zăi mă! Om și așa! Ia zăi măi scripca, băi din vârtit, bucuroasă-i lumea că s-o întâlnit. Ia zi măi scripcar, sărbai din vârtit, bucuroasă-i lumea că s-o întâlnit. Ia ca moș Vasile intră-n joc, prindi o copilă din mijloc, dar îmi place când la joc s-adună mai, neamul meu cu voi bun. Așa să joci și să iubești, lângă mine să te veselești, dar îmi place când la joc să adună mai, neamul meu cu voi e bună. Am venit aici și n-aș pleca, cu voi până-n zor de zi voi sta, frumos să jucați, sărbastră bună mai.
Mobila pictată s-a născut din nevoia de a decora o piesă de mobilier fără a le curge la un lemn de esență nobilă și fără a se recurge la sculptură, care poate era prea scumpă pentru mulți dintre cei care își doreau o asemenea piesă. Să știți că mobilă pictată întâlnim încă din secolul al XVI-lea în mai toată Europa. Despre mobila pictată și despre acest nobil meșteșug vorbim astăzi cu doamna Stella Onuț, restaurator pictură de aici, din Prejmer, Brașov. Bine v-am găsit și bine ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Bine ați venit! Care este povestea mobilierului pictat din Transilvania? Mobilierul pictat a fost adus încă de pe vremea când Transilvania a fost colonizată de sași și a suferit apoi mai târziu și influențe baroce aduse din Austria. Am împrumutat foarte multe elemente și din pictura maghiarilor, mai exact a secuilor din Transilvania, întrucât cele două națiuni, cea săsească și cea să secuiască, au conviețuit, era evident că se-și vor împrumuta elemente unii de la alții. Deci mobilier pictat a existat și în nordul Bucovinei, a existat și în țara românească, în regat, cum îi ziceam, acolo fiind însă mult mai în regat, fiind mult mai simplificat. Pictura din Bucovina seamănă foarte mult cu cea din Transilvania, poate e un pic mai bogată în elemente florale, ținând cont de faptul că se învecinau cu ucrainienii, care știți foarte bine, ca și în Maramureșul dumneavoastră, sunt toate elementele și la costumele populare sunt foarte multe flori mari, colorate, viu, colorate. În regat era mult mai simplificată pictura. Spre amuzamentul meu, prin secolul 20, era atât de simplificată încât semăna un pic cu pictura amerindiană. O îmbogățeau lipind niște tăieturi din reviste cu personaje, conți, contese, personaje din astea somptuoase. Am avut la restaurare asemenea lăși, de-aia știu. Foarte, foarte interesant. Iată, aflăm informații noi despre pictură. Noi astăzi am poposit la dumneavoastră acasă, chiar aici în Prejmer, și de cum am ajuns, ne-a întâmpinat o frumusețe de casă pictată. Spuneți-ne, care este povestea acestei case? Casa aceasta este în patrimoniu național încă de prin 1960 și ceva, fiind cea mai veche casă din țara Bârsei, care și-a păstrat arhitectura exterioară neschimbată, cu acei pilaștri de lângă poartă, cu timpanul trapezoidal, cu deschizătura ferestrelor mici. Eu am achiziționat casa în 2004, În 2006 am început, era o ruină, în 2006 am început restaurarea casei, o jumătate de an am umplat la patrimoniu pentru acte, nu era voie să mișc niciun fir de iarbă până atunci și așa am și făcut, mi-am și dorit asta să pot să o restaurez ca la carte. Am terminat în 2009 pentru că n-am avut tot timpul bani și când se terminau banii, întrerupeam șantierul, reluam. Una peste alta, s-a lucrat aici doar cu materiale tradiționale, nu este pic de ciment pe nicăieri. S-au făcut drenuri pentru că în Prejmer, în tot Prejmerul, pânza freatică e foarte sus, în partea aceasta unde locuim noi e și mai sus, la 40 de centimetri și când am luat eu casa, igrasia era până la jumătatea pereților. Asta se întâmplă când apa nu are unde să se scurgă. Spre surprinderea mea, am găsit în timpul șantierului, în fața intrării, în curte, am găsit drenurile vechi ale sasului, cel care a construit casa. 1777 e anul atestării casei la patrimoniu. Dar se pare că e mai veche casa. Îmi spun vecinii că prin anii 60 sasul de la care am luat eu casa a făcut mici renovări și a găsit o inscripție de la 1680 și ceva. Dar mă rog, anul atestării este 1777.
Și cum vă ziceam, am găsit drenul, urm, rămășițele vechiului dren alesasului, dren roman, cum se făcea, sau French dren, cu sorturi de pietriș puse unele peste altele, și am găsit dita mai bolovanii la fund, foarte interesant. Iar o altă chestie interesantă, când s-a pavat strada, la săpături s-a găsit vechea canalizare făcută din bușteni așa mari, scobiți. N-am fost pe fază când au lucrat oamenii, dar am reușit să recuperez o bucată așa cam de un metru din vechea canalizare, chiar lângă poartă. Foarte frumos și iată că v-ați dorit să readuceți această casă la viață. Da, era păcat de ea. Foarte bine, era păcat e un lucru laudabil acest lucru. Și aici, în această casă, acum vă desfășurați și activitatea. Aveți atelier de vară, de iarnă, de toamnă, ne-ați arătat. Vorba soțului meu, eu am peste tot atelier. Foarte bine. Vreau să vă întreb, de unde ați deprins acest nobil meșteșug? Eu de desenat, pictat, am făcut-o încă din copilărie. De origine sunt din Reșița, unde un unghi de-al meu, Foluși Zoltan se numește, ținea un cer de pictură la Casa de Cultură din Reșița, unde veneau și copii și oameni mari și eu uceniceam pe lângă el, eram tot timpul pe lângă el, astfel că la 7 ani deja am avut expoziție. Și mai târziu, deci, m-am dus la cercul acela de pictură până printr-a 8-a. După aceea liceul, alte probleme. După Revoluție m-am apucat și eu de afaceri, am făcut fabrică de lapte aici la Dobârlău. Așa, evident că am dat faliment în 6 luni. Și eram într-o stare depresivă. Și m-am apucat din nou să pictez. Am făcut 3 ani la școala de arte, unde am avut norocul să dau peste Felix Crișan, se numește, un devenit prieteni, cu care pictam mobilier. El știa meșteșugul de la tatălui. Și pictam mobilier pentru un italian. Știți că pe vremea aceea veneau italienii, cumpărau tot ce-i mobilă veche în țară și o duceau la ei. Deci asta făceam. Și atunci, deci teoretic eu știam să fac lucrurile astea, dar una este să știi teorie și alta să și vezi. Ce se picta pe mobila țărănească? Ce fel de motive se pun pe mobila țărănească pictată? Majoritatea motivelor sunt motive florale. Deci majoritatea covârșitoare a motivelor sunt motive florale, cel puțin aici în Transilvania. Evident, mai apar și motive geometrice, dar mult mai rar. Mobilierul pictat de români este pur geometric, foarte stilizat, foarte, deci ornamentica românească este foarte stilizată, brâncușna apărut din senin și foarte, foarte încărcată de simboluri. Și florile astea, săsești, secuiești, au simbolurile lor, dar sunt mult mai efeminate. Puneți trandafiri, ce fel de flori se pun? Da, și trandafiri, și lalele, și lăcrămioare, și garoafe mai puțin, dar și garoafe, nu, orice fel de, și foarte multe flori inventate. Și care sunt tehnicile folosite în a picta aceste flori și aceste modele? Tehnica adevărată, deci cei care pictează de adevăratelea mobilier și mai ales cei care restaurează mobilierul vechi, nu pot folosi decât tehnica temperei cu emulsie de ou. Deci este singura tehnică corectă. Știți bine că au apărut tot felul de culori moderne, de la acrilice până la culori pe bază de rășini acrilice. Se poate picta și cu ele, ies lucrări minunate și cu ele. Dar o restaurare, de exemplu, nu poți să o faci decât cu tehnica veche a temperei cu emulsie de ou. Se mai păstrează mobilierul țărănesc pictat în casele oamenilor în prezent? În anii de după Revoluție am mai fost întrebat de diverse televiziuni și reviste. Era cum să zic, o modă abandonată.
În schimb, în ultimii ani am constatat că tot mai mulți oameni, unii care cumpără case vechi, unii care moștenesc câte o casă și găsesc acolo o piesă de mobilier pictat, țin foarte mult la ele și țin neapărat să și le readucă în casele lor. Deci eu cred că lumea s-a mai deșteptat. Ce credeți că i-a făcut să realizeze valoarea acestor piese de mobilier? Păi cred că și faptul că în ultimii ani s-a tot vorbit despre mobilierul pictat. Au tot fost emisiuni, au fost articole. Designerii de interior și-au dat seama de valoarea și frumusețea acestor piese de mobilier. Și... lumea și-a dat seama că sunt o valoare și chiar sunt frumoase. Mie, de exemplu, nu-mi place un interior complet pictat, cu mobilierul complet pictat. În schimb, într-un interior modern în care pui o piesă pictată, aceea va fi punctul de atracție pentru privirea celui care intră în încăperea respectivă. Și eu zic că așa ar trebui tratat mobilierul pictat. Ce e prea mult strică. Ce trebuie să știe sau să facă oamenii care găsesc sau au un mobilier vechi în stare îndoielnică și care are nevoie de recondiționare? Cum se recondiționează corect un obiect de mobilier? Pentru asta fac și cursuri. Foarte bine, deci invităm la cursuri la dumneavoastră. Nu de asta am spus-o. Am spus-o pentru că foarte mulți își imaginează că las că mă descurc eu singur și o fac nefăcută. Și e greu după aceea să repar când își dau seama că n-au făcut ce trebuie, că nu le-a ieșit cum trebuie. Vin și îți cer ajutorul. Și e mai greu de reparat ce au făcut ei. Ca atare, sfatul meu este să recurgă la un restaurator dacă chiar vor să nu strice piesa de mobilier. Mi-ați anticipat cumva următoarea întrebare, pentru că voiam să vă întreb dacă există o școală sau un cadru oficial de studiu pe acest domeniu al restaurării. Nu, nu există. Și iată, dumneavoastră ați decis să faceți din ceva. Din ce știu eu, aici în Brașov cel puțin, la Facultatea de Inginerie a Lemnului, la ILE, am înțeles că se face un curs de restaurare. Nu știu cât se face, cum se face, dacă se finalizează sau nu se finalizează. După aceea la Muzeul Astra din Sibiu. Nu știu dacă fac cursuri sau nu fac, sau vin doar studenții de la arte în practică și atunci învață. Deci, oficial, asta știu că se întâmplă. Dar, iată, dumneavoastră ați decis să organizați un astfel de curs. Am decis pentru că au insistat oameni care îmi spuneau că vor și ei să învețe. Și prima cursantă, mi-ar fi trecut prin cap să fac cursuri, dar am avut o doamnă pentru care am pictat niște mobilier, era bucureșteancă pe vremea aceea, s-a mutat ulterior la Bun Loc și a vrut să-i pictez niște mobilier și i l-am făcut și după vreo 3 ani m-a sunat să-mi spună că Cristina Moldovan se numește, m-a sunat să-mi spună că s-a mutat în Brașov, a renunțat la slujba bine plătită din București și s-a mutat aici și că ar vrea să o învăț și pe ea. Și după ce am învățat-o, după ce am terminat cursul, s-a dus acasă și a pictat singură tot mobilierul din bucătărie, apoi a trecut la bar, apoi a trecut la camera copilului, apoi a trecut la camera băiețelului unei prietene și m-a bucurat tare mult când am văzut lucrul ăsta. Și sunt dornici oamenii să învețe acest meșteșug? Da, sunt destule persoane care vor să învețe. Unele chiar se și țin de ce au învățat la mine. Din cele pe care, mai ales doamne, dar au fost și bărbați. Am avut inclusiv un ofițer de armată care... în timpul liber făcea tâmplărie și dorea să-și facă singur pictura la piesele pe care le făcea.
Foarte frumos. Foarte frumos, într-adevăr. În prezent, pe piața din România, există cerere pentru mobila pictată? Păi, eu cred că există. Acum, ce să spun, nu ajung toate informațiile la mine. Dar, din cât știu, sunt oameni care își doresc. Dacă cineva vrea să vă găsească, poate online sau offline, bineînțeles pot să poposească aici la Preșmer, unde mă gândesc că îi așteptați cu inima deschisă. Și unde vă pot găsi oamenii, dacă vă puteți dacă vă expuneți lucrările pe undeva? E suficient să dea numele meu Stella Onuț pe Google și o să-i ducă și pe site-ul meu și pe Facebook și pe articole și pe ornamentica.ro. Deci vă pot găsi și acolo. Da, sigur, sigur. Acolo îmi expun majoritatea lucrărilor. Noi am ajuns la dumneavoastră prin intermediul Centrului Cultural Reduta de la Brașov și ne bucurăm foarte mult că v-am cunoscut. Iar acum să știți că eu nu vreau să plec de la dumneavoastră până nu vă provoc să mergem în atelier să ne arătați exact ce se întâmplă acolo. Așa vom face. Haideți! Haideți! Acum suntem în atelierul meu de iarnă, pentru că în atelierul de vară, unde ați fost, nu se poate lucra iarna, nu am căldură acolo. Și o să vă spun în două, trei cuvinte care este tehnica picturii mobilierului, în tehnica veche a temperei cu emulsie de ou. Se pornește de la lemnul neprelucrat pentru a închide porii, se dă un rând de clei de oase. Apoi se trece la grunduire, grunduirea făcându-se cu ipsos, cretă oxidal de zinc și clei de oase și după finisarea grundului se trece la pictura propriu-zisă. Pentru a putea picta avem nevoie să ne preparăm singure culorile. Tempera din comerț nu este compatibilă cu emulsia de ou pentru că folosește un conservant, glicerina mai exact, pentru a păstra culorile nealterate și glicerina asta nu e compatibilă cu emulsia de ou. Ca atare se pornește de la pigmentul propriu-zis, care îl găsim în magazine sub formă de pulberi, așa sau așa. Se freacă într-un mojar și se păstrează în borcane, cum e asta. Indiferent câtă apă se pune la început pentru a putea freca pigmenții, ei se vor decanta. Cu atenție se vede că aici sunt deja decantați, rămâne deasupra un strat de apă tot timpul. Pentru a putea picta propriu-zis, avem nevoie să ne facem și emulsia de ou, care se face dintr-o parte gălbenuș de ou, o parte lichid însemnând oțet și apă. Sau apă și oțet, depinde de proporția care o vrem. Oțetul folosim pentru conservarea emulsiei. Pentru a putea picta avem un model evident. Aici, de exemplu, o să vedeți pe calc un model pe care l-am copiat după o piesă veche care mi-a venit la restaurare și mi-a plăcut foarte mult modelul. Și aici lemnul este deja preparat, modelul este pus deja pe lemn și fac o replică. Tot cu tempera cu emulsie de ou va fi făcută. Când totul este gata, nu folosim lacuri, folosim doar uleiul de in fiert și sicativat, care e drept că în ultimul timp se usucă cam greu, pentru că asta e la noi, nimic nu ține, tot ce e bun nu ține mult. Nu știu din ce pricină se usucă așa greu, dar se usucă până la urmă. Și cam asta e tot. Ei, dragi prieteni, noi v-am arătat, doamna Stella Onuț v-a explicat, așadar, nu vă rămâne decât să poposiți în județul Brașov, în localitatea Preșmer, și să vă apucați de treabă. Până atunci însă, emisiunea noastră merge mai departe. Săptămâna trecută, în rubrica Reportaj, ați putut viziona o parte din obiectele nelipsite din morile sau hanurile din Ținutul Bărăganului. Aceste elemente ne-au fost prezentate de domnul Adrian Stroie,
muzeograf în cadrul Muzeului Național al Agriculturii din Slobozia. Astăzi, continuăm prezentarea spațiului expozițional din incinta muzeului cu tâmplăria, nelipsită de pe ulițele satului tradițional. Ne aflăm în cadrul atelierului sătesc de tâmplărie. Așadar, țăranul român s-a ocupat și de tâmplărie pentru a-și procura uneltele lui necesare în munca de zi cu zi. Pentru aceasta avea nevoie de, în primul rând, de instrumente de măsură pe care și le confecționa tot singur. Și avem de a face cu un metru de lemn, cu un echer, compasul clasic din lemn, dar și un șubler, iată, un instrument de măsură deosebit, tot din lemn. Pentru efectuarea lucrărilor folosea fierăstrăul pentru secționarea lemnului, barda, care era pe stânga sau pe dreapta, mai multe forme de bardă, dar și diferite instrumente de găurit, de scobit, aceste burghie sau această cuțitoaie cu care se modela lemnul. Mai târziu, studind, țăranul și-a construit și acest strung de lemn manevrat din această pedală la picior, care îi ușura munca în producerea diferitelor materiale de formă tronconică, cilindrică. Folosea de asemenea și rindelele de lemn pentru modelarea diferitelor materiale și astfel, în cadrul gospodăriei sătești, gospodăriei țărănești tradiționale, toate obiectele erau construite pentru a-și ușura munca. Tâmplarul avea un rol important, putând fi considerat pilon în evoluția gospodăriei țărănești. Însă, din păcate, astăzi găsim din ce în ce mai puține astfel de spații de prelucrare a lemnului. O altă meserie aflată pe cale de dispariție este și fierăritul. Ne aflăm în cadrul atelierului sătesc de fierărie. Așa cum îi spune și numele, în acest atelier se prelucrau obiecte legate de activitatea în agricultură a oamenilor. Cel mai la îndemână era prelucrarea podcoavelor de fier. Pentru aceasta, la această forjă, se întreținea focul la cărbune, se aducea fierul în stadiul de înroșit, după care era frumos adus pe micovală și prefabricat, știind că fierul devine maleabil prin înroșirea sa în foc. Vedem o serie întreagă de unelte de care se serveau meseriașii pentru a prelucra aceste materiale feroase și ținem să subliniem că acest atelier era absolut indispensabil activităților sătești și aducea un mare beneficiu agriculturii locale. Ce este acel obiect? Se numește foală sau foale. Este un obiect ca un burduf, ca un acordeon, un obiect din lemn și piele, care prin strângerea acestor elemente producea un curent de aer pentru întreținerea focului, a jarului fierbinte. L-am rugat pe domnul Adrian Stroie să ne spună ce obiecte erau nelipsite fierarului. Cleștele de ferărie, ciocanul și micovala. Alte obiecte, dornuri, pile, tocila pentru a scuți diferite instrumente, toate făceau parte din această gamă obligatorie a fierarului. Săptămâna viitoare vom face cunoștință cu mașinăriile ce au contribuit la evoluția spațiului agricol. Vom vedea tractoare aduse din multe colțuri ale lumii, chiar și din America. Combine pentru grâne, o să descoperim de fapt colecția de utilaje și mașini agricole a Muzeului Național al Agriculturii din Slobozia.
Elementele de port popular sunt cele care ne reprezintă pe noi, pe poporul român. Astăzi vreau să vă spun un secret. Porto e tare frumoasă și Paula Nanie, deși nu este acum lângă mine, a fost alături de mine atunci când mi-am achiziționat-o. Despre asemenea cămăși populare, despre asemenea ei, vom vorbi și în rubrica Elemente de port popular, prezentată de doamna cercetător, etnolog Doina Ișfănoni. Thank you.
Thank you.
Ei, doamnelor și domnilor, așa cum am mai zis de vreo câteva ori, ce frumos se termină repede. Apoi eu cred că v-am adus ceva frumos astăzi. Sigur, v-a plăcut ce v-am pregătit, însă să vedeți duminica viitoare ce avem pregătit pentru dumneavoastră. Așadar, ne rămâne decât să ne vedem duminica viitoare, dar nu uitați să ne scrieți pe adresa redacției, dar și pe pagina noastră de Facebook, Magazin Folkloric. Până atunci, noi mai mergem, mai umblăm, mai căutăm și vă dăm întâlnire duminica viitoare, Andreea Haisan și Paula Nanie, doar aici, pe Trinitas TV, la Magazin Folkloric.